ori de câte ori vei înțelege că te găsești într-o situație fără ieșire, păstrează lucrul ăsta, ține-l în inima ta, este real, de acolo de unde te uiți tu, după cele ce știi tu, după experiența vieții tale de până în prezent, nu este nicio ieșire. Dar nu uita niciodată că în timp ce pentru tine nu există nicio ieșire din această situație, pentru Dumnezeu există atâtea căi. Da, dar nu știu și nu văd niciuna. Oh, sunt multe lucruri în acest univers pe care nu le știi și nu le vezi și totuși ele există, chiar dacă tu nu le vezi și nu le știi. Petru este închis în temniță și urmează să fie scos a doua zi ca să fie executat în public. Ca un om al lui Dumnezeu, liniștit, doarme între doi ostași, în cea din urmă noapte presupusă a existenței lui pe pământul acesta. Să încerce să evadeze, să încerce să rupă cătușile sau lanțurile, să încerce să omoare pe paznici, este o imposibilitate. Nu există cale de ieșire. Sunt atâtea gărzi până la poartă, sunt ziduri atât de groase, sunt lanțuri. E o pază cu care nu are sens să încerci să intri în dialog. Și totuși, lasă-i o portiță deschisă lui Dumnezeu. Și spune așa, deși eu nu mai văd niciun fel de ieșire din această situație, deși lucrurile care mă păzesc, gărzile care sunt asupra mea în situația în care mă găsesc, sunt de netrecut, cu toate acestea, eu știu, Doamne, că există o cale de ieșire la Dumnezeu pentru mine. Această ușă rămâne deschisă în viața și ființa mea. Dacă îmi vei da cinstea și harul să pășesc pe această ușă în viață, Doamne, voi merge cu bucurie și voi arăta tuturor că acolo unde nu mai există nicio ieșire pentru om, este totdeauna o ieșire pentru Dumnezeu. Pe când dormea, Petru, adâncit, așteptând ziua aceea, așteptând orele dimineții când va fi executat, îngerul Domnului a venit și l-a lovit în coastă să-l trezească și să-i spună, hei, te caută Domnul, ridică-te și mergi. Lanțurile i-au căzut de pe mâini, gărzile au rămas încremenite ca morți, porțile s-au deschis, Petru a mers afară. Biserica se roagă statornic pentru el, dar ea nu crede în ceea ce se roagă. Roda vine și spune, Petru e la ușă! Oamenii spun, ești nebună. Nu se poate, nu există nicio ieșire pentru Petru din închisoare. N-a evadat, n-a scăpat nimeni, nu se poate ieși de acolo. Așa este la oameni, dar nu la Dumnezeu. De câte ori credința noastră este schioapă, paralizată, oarbă, nesimțitoare la realitatea soluțiilor lui Dumnezeu. Nu le știu, nu le cunosc. Nu o să-i dictez celui prea înalt pe ce cale să mă scape sau care ar fi ieșirea dintr-o anumită situație. Dar oricare va fi ea, știu că există. Mă voi bucura în adâncul sufletului meu, chiar dacă între mine și moarte n-a rămas decât o clipă. În acea clipă sau clipită din ochi, Dumnezeu poate să facă mult și așa va și face în viața mea și a ta.